Salutare, prieteni dragi și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti 4 rețete pentru cină. Sunt 4 rețete foarte ușor de pregătit și foarte bune. Vom pregăti dovlecel la cuptor cu parmesan, vinete pizza light, chifteluțe pregătite din ouă fierte și vom mai pregăti biluțe de cartofi umplute cu mozzarella. Aceste rețete sunt foarte ușor de pregătit și sunt un deliciu. Deci, haideți să începem cu prima rețetă. Dovlecel la cuptor cu parmesan. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un dovlecel pe care îl vom tăia în felii, așa cum vedeți că fac eu. Iar acum vom pune feliuțele de dovlecel în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt și deasupra vom pune parmezan. Eu voi pune un pic de piper, dar acest ingredient este opțional. Și vom mai pune deasupra puțin ulei de măsline, după care vom da tava la cuptor pentru 12 minute la 200 de grade Celsius. Și gata, este delicioasa noastră cină. Este o cină rapidă, delicioasă, cu puține ingrediente și sănătoasă. Sper să vă placă! Și vom continua cu cea de-a doua rețetă, pizza light. În loc de aluat vom folosi vinete. Deci, să începem! Pentru această rețetă vom avea nevoie de două vinete pe care le vom spăla foarte bine și le vom tăia în felii, așa cum vedeți că procedez eu. Iar acum vom așeza feliuțele de vinete în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Vom presăra puțin parmezan. Vom pune feliuțe de roșii. Bucățele mici de bacon. Dacă doriți, puteți să puneți și salam. Vom presăra și puțin busuioc și ulei de măsline, după care vom da tava la cuptor pentru 12 minute la 200 de grade Celsius. Și gata, este și cea de-a doua cină. Uitați cât de bine arată, este un adevărat deliciu. Sper să vă placă și să o pregătiți. Și vom continua cu cea de-a treia rețetă. Iar acum vom pregăti delicioasele chifteluțe cu ouă fierte. Este o rețetă delicioasă și ușor de pregătit. Deci să începem! Vom pune la fiert 6 ouă. Eu vă voi arăta un truc. Voi pune ouăle la fiert cu apă rece și 2 linguri de sare. Sarea este pentru ca ouăle să se curețe foarte ușor de coajă. Până vom fierbe ouăle, vom toca mărunt, ceapă verde și pătrunjel proaspăt. Ouăle noastre s-au fiert și s-au răcit. Acum veți vedea ce ușor se curăță de coajă. Uitați cât de ușor se curăță. Și nu vă preocupați, ouăle nu vor fi sărate. Iar acum vom răzui ouăle pe răzătoarea mare. Ouăle noastre sunt gata, acum vom adăuga ceapa, pătrunjel verde, o lingură griș, o lingură amidon de porumb, sare după gust, piper după gustul fiecăruia
și 2 linguri de iaurt natural și amestecăm. Compoziția noastră este gata, așa trebuie să arate ea. Vom încălzi puțin ulei și până se încălzește uleiul, vom face chifteluțele. Chifteluțele noastre sunt gata, mi-au ieșit 9 chifteluțe, iar acum le vom prăji la foc mediu. Focul să nu fie prea tare. Le vom prăji bine pe o parte, după care le vom învârti și pe cealaltă parte și le vom rumeni frumos. Le vom scoate pe un platou și se pot servi. După cum ați văzut, este o rețetă foarte ușor de pregătit, nu are multe ingrediente și este un deliciu. Trebuie să încercați această rețetă. Și continuăm cu cea de-a patra rețetă. Cea de-a patra rețetă sunt biluțe umplute cu mozzarella, biluțe din cartofi. Este o rețetă ușoară și este un deliciu. Deci să începem rețeta! Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi pe care îi vom pune la fiert, cu puțină sare. Cartofii noștri sunt gata, acum îi vom zdrobi foarte bine. Am zdrobit foarte bine cartofii, acum vom adăuga sare după gustul fiecăruia și piper, la fel, după gustul fiecăruia și amestecăm. Vom lăsa să se răcească puțin cartofii, după care vom începe să facem biluțele. Pentru aceste biluțe vom mai avea nevoie și de cubulețe de mozzarella, dar dacă nu aveți, puteți să folosiți cașcaval sau brânză de burduf. Vom începe să facem biluțele, așa cum vedeți că fac eu în imagine. Le vom așeza pe un platou. Mi-au ieșit 16 biluțe. Următorul pas, vom avea nevoie de un ou, făină de ovăz, dacă nu aveți puteți să folosiți făină normală și pesmet. Vom încălzi aproximativ 400 ml de ulei la foc mediu. Între timp, până se va încălzi uleiul, vom da fiecare biluță prin făină. Iar acum vom da biluțele prin ou și pesmet. Și vom continua să dăm toate biluțele prin ou și pesmet. Între timp se va încălzi și uleiul. Biluțele noastre sunt gata, acum le vom prăji. Atenție! La foc mediu! Dacă aveți un foc foarte puternic, este posibil ca biluțele să se spargă. Le vom prăji bine, după care le vom scoate pe o farfurie în care am pus prosoape de hârtie. Vom continua până vom termina de prăjit toate biluțele. Și gata, este și cea de-a patra rețetă, biluțe de cartofi umplute cu mozzarella. Sper, dragii mei, că v-au plăcut aceste rețete și dacă este așa, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul.
Așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă salut! Ciao!